Bună ziua, domnule viceprimar. Ce faceți? Vin de la ședință, de la Târgoviște. Ce ședință a fost? Adiapă. Adiapă. Am înțeles că aveți probleme aici, la Bilciurești. Ne puteți spune despre ce este vorba? Da. Vineri mi-a luat cheia de la birou, a zis că... Cine? Domnul primar, este mie. Da. Să bagă mandatele de cu alegătorii. Așa. Luni când m-am prezentat, i-am cerut cheia, nu mai dau nicio cheie, nu mai e niciun birou. Să înțeleg? Nu mai e birou la primărie. Și unde v-a făcut birou? Birou? Nicăieri, în mașină. Deci să înțeleg că aveți birou în mașină acum. Da, da, asta. Dar de la ce e supărat așa domnul Eftimie Simion, cunoscut sub denumirea, sub pseudonimul Dănea Fane? Dănea Fane? Când am avut discuție cu Tuțea Claudiu în timpul alegerilor, așa? Duminică. Cu președintele PNL-ului. PNL-ului. Și din discuția aia, de luni dimineața, ce se te la președintele PNL-ului să-ți dea diurul, că eu nu mai îți dau. Uh-huh. Cum PNL-ul, ce scor a obținut aici? Ce procent? În jur de vreo 20. A luat ceva, am înțeles. Da, da. Și deci domnul Fane e supărat pe dumneavoastră, va lua cheia, va lua birou, iar dumneavoastră, vicele primar al comunei, ales de comunitate, stați în mașină, aveți birou. Mașină? În mașină. E. Nu v-ați gândit să-i formați o plângere pentru abuz până la ora asta? Da, așa am zis. Ce faceți? Să-i fac la parchet o plângere, că așa, pe 11 martie, ia la o ședință care a fost aliații, m-a jignit, m-a făcut prost, m-a făcut... Dar cum își permite dumnealui să vă jignească, să vă amenințe tot timpul? Ăsta e felul lui, cu amenințările, cu... El nu știe de vreo să fie, numai așa. Mai pânjurit. Numai asta face. Da. Bine, dar ce să zic, deci pentru cine nu vă cunosc, am stat de vorbă cu viceprimarul comunei Bilciurești, domnul... Damian Gheorghe. Domnul Damian Gheorghe, astăzi, miercuri 28 mai 2014. Mulțumim, domnul viceprimar. Mulțumesc.